O nouă ediție a cursei copiilor autism 24 de ore va avea loc sâmbătă 9 septembrie 2023 în municipiul Hunedoara. Evenimentul este cu și pentru copiii cu nevoi speciale și se va desfășura pe pista de atletism a stadionului Michael Klein. La startul competiției sunt așteptați copiii diagnosticați cu autism, dar și cei cu alte dizabilități. Organizatorii evenimentului caritabil destinat integrării copiilor diagnosticați cu tulburare din spectrul autist, dar și altor copii cu nevoi speciale, cred că, la fel ca anul trecut, participarea la probele de plimbare sau de alergare va fi destul de mare, marja de vârstă a participanților fiind între câteva luni și 14 ani. În multe cazuri, excluși sau marginalizați de societate, sâmbătă 9 septembrie copiii au posibilitatea să lege noi prietenii. Acest eveniment va avea un impact deosebit asupra populației din orașul nostru, pentru că cu această ocazie va putea lumea să conștientizeze că lângă noi se află și niște copilași care sunt altfel, care au nevoie și ei de integrare, de acceptare și poate cu ocazia asta, fiind un concurs sau fiind un eveniment la care vor participa și copii tipici și copii atipici, își vor da seama că și ei sunt copii și au nevoie să fie acceptați și să-și facă prieteni. Evenimentul Autism 24H este organizat de Asociația Centrul de Autism Marea Neagră și este o manifestare sportivă pentru amatori, profesioniști și copii, ce are ca scop promovarea mișcării în aer liber și promovarea cauzei persoanelor cu nevoi speciale.